Bun găsit, sunt Otilia Dima și vă prezint știrile, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. România în scenariul 4, peste 2000 de cazuri. A început dezinfecția scărilor de bloc în Onești. Lista spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. România a intrat în scenariul 4 după ce s-au înregistrat peste 2000 de cazuri. Marcel Vela, ministrul de interne, a dat și ordonanța militară numărul 6, conform căreia a instituit pe perioada stării de urgență măsura de carantinare a orașului Suceava și a încă 8 comune limitrofe. De asemenea, a fost decisă stabilirea unei zone de protecție asupra unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava. S-a luat această decizie de carantinare a orașului Suceava pentru că acolo s-au înregistrat cele mai multe cazuri de coronavirus, peste un sfert dintre cele confirmate până acum. Dragi români, într-adevăr, este o situație complexă și importantă care trebuie analizată la nivelul întregii țări, dar și punctual pe județele care înregistrează cazuri și probleme dificile. Evoluția cazurilor din județul Suceava, densitatea îmbolnăvirilor, riscul răspândirii infecțiilor, analiza făcută cu specialiștii în boli infecțioase, cu toți cei care ne desfășurăm activitatea zi și noapte în cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, împreună cu toți factorii implicați, inclusiv alte instituții medicale care pun umărul la rezolvarea unor probleme extrem de importante, toate acestea au făcut ca în această seară să luăm o decizie extrem de importantă. În acest sens, am emis ordonanța militară numărul 6 din 30 martie 2020, privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum și instituirea unei zone de protecție asupra unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava. Vă dau citire celor mai importante articole pentru a fi recepționate exact așa cum ele au fost dezbătute, analizate, asumate și votate în cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și decise la nivelul conducerii Ministerului Afacerilor Interne. Articolul 1. Se instituie pe perioada stării de urgență măsura de carantinare în municipiul Suceava și în zona limitrofă, formată din următoarele 8 comune: Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei. Articolul 2. Se instituie pe perioada stării de urgență o zonă de protecție ca perimetru de siguranță în jurul localităților carantinate, formată din toate celelalte unități teritoriale administrative din județul Suceava. Articolul 3. În zona carantinată, prevăzută la articolul 1, este permisă intrarea, respectiv ieșirea, pentru A. Transportul de mărfuri, materii prime și resurse necesare desfășurării activităților economice, precum și pentru aprovizionarea populației. B. Persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, domeniul sanitar, al situațiilor de urgență, în administrația publică locală, în domeniul asistenței și protecției sociale, judiciar, al serviciilor de utilitate publică, energetic,
domeniul agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor. Articolul 4. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, precum și operatorii economici din domeniul transportului feroviar de persoane, nu vor comercializa bilete sau abonamente, ori alte titluri de călătorie pentru transportul călătorilor în zona carantinată, decât dacă sunt respectate dispozițiile articolului 3. Articolul 5. Toate restricțiile stabilite prin ordonanțe militare precedente se aplică în mod corespunzător în localitățile carantinate și în zona de protecție. Articolul 6. Se împuternicește Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Suceava pentru a stabili completări și derogări în ceea ce privește dispozițiile prevăzute la articolul 3. Articolul 7. În zona de protecție, organele cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale vor stabili măsuri specifice de prevenire și limitare a intrării, respectiv a ieșirii persoanelor în sau din zona de carantină prevăzută la articolul 1. Aliniatul 2. În zona de protecție este interzisă deplasarea între localitățile din zonă a persoanelor ce aparțin altor categorii socioprofesionale. Aliniatul 3. Autoritățile administrației publice locale și județene vor aduce la cunoștința persoanelor din zona de protecție obligațiile ce le revin referitoare la deplasarea și accesul în și din zona carantinată. Aliniatul 4. Aplicarea măsurilor de verificare, control și acces în și dinspre zona carantinată se realizează de către personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne în colaborare cu cele ale Ministerului Apărării Naționale. Articolul 8. Accesul pe aeroportul internațional Ștefan cel Mare din Suceava este permis doar pentru zboruri efectuate cu aeronave de stat, zborurile de transport marfă și corespondență umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale. Articolul 9. Consiliul Județean Suceava, împreună cu primarii și consiliile locale din unitățile administrativ-teritoriale situate în zona de carantinare și zona de protecție, vor lua măsuri de a funcționa serviciile de protecție și asistență socială, funcționarea corespunzătoare a serviciilor de utilități publice, precum și aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susținători sau orice altă formă de ajutor și care poate fi acordată celor care nu se pot deplasa de la locuință sau gospodărie. Articolul 10. Este strict interzis accesul între localități prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale. Articolul 11. Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare, Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția Locală pentru măsurile prevăzute la articolul 3, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru măsurile prevăzute la articolul 4 și 8. Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, partea 1. În cadrul emisiunii 24 de ore, primarul municipiului Ionești, Nicolae Nagiuc, a prezentat ultimele măsuri pentru limitarea răspândirii virusului COVID-19, luate în cadrul ședinței Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Detalii urmăriți în materialul următor.
Cred că cel mai interesant ar fi să vorbim și de interes ar fi să vorbim despre ordonanțele care fac referire în primul și în primul rând la Spitalul Municipal Onești, la cadrele medicale și la anumite obligații pe care administrația publică locală le are vis-a-vis, pe de o parte, de Spitalul Municipal Onești și cadrele medicale ce își desfășoară activitatea acolo, iar pe de altă parte să discutăm despre obligațiile pe care administrațiile publice locale din țară le au vis-a-vis de cetățenii comunităților pe care le păstoresc și în ce constau aceste măsuri pe care noi trebuie să le implementăm. Este de notorietate deja faptul că Spitalul Municipal Onești a fost catalogat ca și spital de suport COVID pentru județul Bacău. Vreau să fac o clarificare ce înseamnă lucrul acesta, cu toate că am mai făcut-o. E de rău sau e de bine? În condițiile acestea de forță majoră nu mai putem vorbi în acești termeni dacă e de rău sau e de bine, este util sau nu. Lucrurile, aceste date sunt certe și nu am hotărât nici eu, nici domnul manager, dacă Spitalul Municipal Onești devine spital suport COVID sau rămâne un spital ca alte două spitale din județul Bacău și vorbesc aici de Moinești și Comănești. Această decizie a fost luată printr-o hotărâre a Consiliului Județean pentru situații de urgență. S-a luat următoarea hotărâre, de fapt. Spitalul Județean Bacău împreună cu Spitalul Municipal Buhuș devin spitale COVID. Spitalul Municipal Onești devine spital de sprijin în lupta COVID, iar Spitalul Moinești și Comănești au o altă destinație. Și vreau acum să vorbesc despre Spitalul Municipal Onești. Ce înseamnă spital suport? Spital suport înseamnă că oferă servicii medicale de urgență cu precădere cele de chirurgie către toți beneficiarii din județul Bacău care sunt persoane carantinate sau izolate la domiciliu. Oriunde ar fi centrele de carantină sau izolare la domiciliu, dacă una dintre persoane are o problemă medicală de natură chirurgicală, sună la 112, îl ia salvarea de oriunde ar fi în carantină sau autoizolare la domiciliu din județul Bacău și pentru astfel de probleme medicale îl aduce la Onești. Atenție, poate exista suspiciunea că acea persoană este infectată sau nu cu coronavid-19 sau COVID-19. Acesta este rolul pe care spitalul îl are în acest moment. De ce s-a luat această decizie, în ce ecuație medicală și managerială spitalicească, nu vă pot răspunde eu, ci eventual vă poate răspunde domnul prefect și cei din Comitetul Județean pentru Situații de Urgență care au luat această decizie fără ca administrația publică locală sau managerul spitalului să poată să se opună într-un fel. S-a publicat în Monitorul Oficial și lista spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Au fost identificate și desemnate ca unități de suport un număr de 57 de spitale, 44 de maternități, 60 de spitale și centre pentru realizarea procedurilor de dializă din toate județele țării și București. În spitalele suport sunt tratate cazurile pozitive la COVID-19 care necesită îngrijiri medicale și pentru alte patologii. În județul Bacău, Spital COVID-19 este Spitalul Județean de Urgență Bacău, iar Spitalul Municipal Onești este Spital Suport. Despre cazurile de la Onești, dacă medicii și asistentele au echipamentele medicale adecvate, aflăm de la managerul Spitalului Oneștean, Gelu Nicolcea, prezent în emisiunea 24 de ore. Am externat toți pacienții, am dezinfectat, am adus materiale sanitare, deci oamenii noștri am încercat să-i protejăm de cazuri COVID până în acest moment. Deci am făcut tot ce a depins de noi, dar va veni momentul, că ați văzut situația Timișoarei. La un moment dat, Timișoara, datorită cazuri foarte multe care au venit în zona respectivă, au zis că să nu mai primească din afara județului. Deci dacă lucrurile
două, trei săptămâni, escaladează, vom ajunge în situația în care va trebui fiecare să ne încercăm să ne tratăm pacienții în spitalul nostru, din zona noastră. Deputatul Constantin Avram, președinte ALDE Bacău, a lansat în contextul acestei crize medicale un apel către toți reprezentanții ALDE ca să își doneze jumătate din indemnizația lunară pe perioada acestei crize. În apelul său, deputatul Constantin Avram spune că Spitalul Județean de Urgență din Bacău are nevoie de sprijinul fiecăruia dintre noi pentru a suplimenta resursele financiare în vederea asigurării echipamentelor și a aparaturii medicale adecvate. Măsurile luate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău la jumătatea lunii martie, în scopul prevenirii și limitării răspândirii noului coronavirus, se prelungesc pe întreaga durată a stării de urgență. În următoarele săptămâni, publicul nu va avea în continuare acces în incinta Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Astfel, primirea sesizărilor, petițiilor și memoriilor se va face prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică sau poștă, până la ridicarea restricțiilor impuse de autorități pe durata stării de urgență. De asemenea, solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail, acces în site-ul oficiului, dar și prin intermediul unui call center care va funcționa de luni până joi în intervalul orar 8-16:30 și vineri între orele 8-14. Audiențele vor fi acordate doar telefonic sau prin e-mail. Autoritățile administrației publice locale trebuie să asigure montarea de dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe raza unității administrativ-teritoriale și să dezinfecteze periodic casa scărilor și alte spații comune. La Onești a început dezinfecția scărilor de bloc și detalii urmăriți în materialul următor. Crucea Roșie Română lansează campania națională de strângere de fonduri România salvează România, în cadrul căreia se pot dona 2 euro prin numărul special de SMS 8827, valabil în toate rețelele de telefonie mobilă din țară, fără costuri suplimentare. Donații pot fi făcute și prin intermediul site-ului Crucii Roșii Române, cruciaroșie.ro sau direct în contul campaniei. Donațiile colectate vor fi utilizate pentru dotarea unităților sanitare de pe întreg teritoriul României cu aparatură medicală și materiale de strictă necesitate în tratarea persoanelor infectate cu COVID-19. Ajutor cu materiale de protecție pentru personalul angajat din instituțiile care asigură permanență în cadrul instituțiilor din subordinea MAI, MAPN și Ministerul Sănătății. Ajutor cu pachete alimentare și pachete igienice pentru persoanele vulnerabile aflate în izolare la domiciliu, în limita resurselor disponibile și în strânsă legătură cu autoritățile locale și ajutor pentru centrele de carantină din toată țara. Acestea au fost știrile, în continuare puteți urmări prognoza meteo. Joi 2 aprilie va fi însorit cu o maximă de 12 grade Celsius și o minimă de minus 2 grade Celsius. Vineri 3 aprilie va fi predominant noros, maxima va fi de 16 grade Celsius, iar minima de 1 grad Celsius. Acestea au fost informațiile, vă doresc o zi frumoasă, la revedere!